9 localități călărășene au beneficiat în ultimele două săptămâni de plăți prin PNDL 1 și PNDL 2 pentru lucrările de dezvoltare efectuate pe diferite proiecte. Peste 5,6 milioane de lei au intrat în conturile UAT-urilor care au încheiat și transmis situația de plată în mod corect. Cele 9 localități sunt Dragalina, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Frumușani, Fundeni cu două proiecte, Oltenița, Spanțov, Ștefan Vodă și Ulmeni. Anunțul a fost făcut de senatorul PNL Călăraș, Ciprian Pandea. Acesta a reamintit faptul că din toamnă guvernarea liberală demarează PNDL 3. Sunt convins că multe primării din județul Călăraș se vor afla la linia de start în depunerea de proiecte bune pentru localități, a precizat senatorul Pandea. În ceea ce privește finanțarea pe drumuri de localităților, se va deschide un PNDL 3 în toamna anului ăstuia, urmând ca fiecare primărie din județ să depună proiecte pe măsura respectivă. Apa și canalul vor fi atât finanțate prin CNI, cât și prin fondul de mediu în cadrul PNRR și celelalte obiective, dispensar, școli, grădinițe, creșe, etc., tot ce înseamnă construcții civile, vor fi finanțate prin CNI, începând cu luna viitoare se vor accesa fondurile, respectiv vor începe finanțările.